Italiene de Bucătărie. Avem onoarea să avem printre noi președintele Academiei Italiene de Bucătărie, Delegația București, domnul Luigi Zaccanini. Doresc să mulțumesc tuturor instituțiilor prezente în această seară și anume domnului monsignor Călin Bot, vicarul general al Eparhiei Cluj-Gherla, domnului suprefect Ioan Adinman, din partea instituției prefectului județului Cluj, domnului profesor Ioan Pop și doamnei Emilia Botezan, din partea primăriei Cluj-Napoca. De asemenea, doamna Gabriela Diorban, consilier județean al Consiliului Județean Cluj. Și bineînțeles tuturor dumneavoastră celorlalți, aș dori să îl invit pe domnul președinte al Academiei Italiene de Bucătărie să ne spună câteva cuvinte din partea prețioasei asociației. Sì, grazie. Buonasera a tutti. Le tradizioni della cucina italiana con quella romena è sicuramente uno dei temi più importanti che noi stiamo cercando di portare avanti. In Sandra sappiamo, conoscendola personalmente da tempo, sappiamo la sua passione per le tradizioni della cucina italiana, per cui ci è sembrata la persona più indicata per poter assolvere a questo compito. Però l'Accademia Italiana della Cucina non è una questione che si riferisce esclusivamente alla parte culinaria, ma la parte invece si interessa particolarmente della parte culturale. Quindi compatibilmente con i vostri impegni, credo che vedere il sito vi darà maggiormente un'idea di che cos'è l'Accademia. A Sandra Mielda, che è da oggi la legata, anzi da qualche giorno la legata di Cluj. Grazie.
Grazie a tutti, buon appetito. L'Accademia di Educatoria va chiesta indissolubile data di attività da consulato e attività da centro di culturale italiano. Per l'Accademia Italiana di Educatoria e Istruzione Culturale patronata dagli istituti culturali, per un male tale organizzate le mente organizzando qui un'armonia e in sintonia con queste due istituti. Cercate se facciano tutto possibile se potesse descrivere la città inclusa una poca, fin da una rascia importante al Romania, si chiara mi ha aiutato forte molto con Domnul Zaccarini, con Domnul Petrov in Italia, si am riuscito se potesse creare delegația asta respectivă. Sanda Mihail va fi sigur o persoană care va fi la nivelul care trebuie, pasionată de bogătărie de când e mică, o cunosc întotdeauna de când chiar e copilă, de când cu bunica s-a agatea. Doresc acum să amânăm la l'Academicul de la Legațiunea Italiană din Cluj, la un drag prieten de-al meu, un cel mai bun prieten de-al mie care e aici prezent de foarte mulți ani de zile, Primo Fratus. Chiamo aici lângă noi Giuseppe Zilli. C'era un applauso pentru Sanda Mihail. Le amânăm și ei acum. Se te prezintă așa, uite, se te prezintă așa pe mine. Poate să-i faci, așa, frumos. Cerem Domnului să binecuvinteze această întâlnire, să binecuvinteze toate proiectele noastre, toate planurile noastre bune, să binecuvinteze familiile noastre, această întâlnire și această cină, darurile care le primim din bunătatea Lui, în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Spirit. Amin. 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 Binecuvintează-ne pe noi, Doamne, și darurile ce le primim din bunătatea Ta, că Sfânt ești totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Poftă bună, bun apetit!